pare că de mult trăiau uriași pe acest pământ, dar inima lor cerea era pe Domnul nu-l urma. Fă-ți noi o arcă și intră în ea, aceasta e porunca mea. Ape mari voi ridica, dar familia ta o voi salva. Toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit. Așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Cum toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit, așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Doi cangurei să dau spre arcă, chepari ar fi vrut să îi întreacă. Țestoasele mergeau liniștite ca locurile pregătite. Două girafe, maimuțele și zebre aleargă în galop, și câte două păsărele salvate-s toate de potop. Toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit, așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Și voi, copii, a plouat atât de tare că munții s-au acoperit de ape. Oamenii răi au fost nimiciți, dar Dumnezeu i-a salvat pe Noe, familia sa și câte o pereche din toate animalele de pe pământ. Cu Domnul Noe a umblat, porunca lui a ascultat. A fost un om neprihănit și iată milă a primit. De mic copil fii credincios, aleargă-ntruna la Hristos și viața ta o va salva, păstrează-l în inima ta. Toate animalele au găsit un loc în arca ce noi a construit, așa și eu voi fi salvat în Domnul meu minunat. Dumnezeu îi vorbi lui Iona și la Ninive să meargă, i-a spus poporului păgân să ducă mesajul salvării. S-a îmbărcat într-o corabie ce naviga chiar în sensul opus și încăpățânat alege calea neascultării. Mea cuprinde pe oricine se sperește. Iona, ai face bine să nu uiți nici tu că eu sunt Dumnezeu ce neobosit iubește. Marea fremătă învolburată de o furtună de nestăvilit și Iona le-a cerut să îl arunce în mare. A tăcut furia apei, un pește mare pe profet l-a înghițit. Și acolo zile și nopți Iona se roagă cu ardoare. Iona, știi că îndurarea mea e pentru toți,
mila mea cuprinde pe oricine se smerește. Iona, ai face bine să nu uiți nici tu, că eu sunt Dumnezeul ce neobosit iubește. Domnul a dat o poruncă, iar peștele pe Iona l-a scuipat și în inimă a dus iute mesajul salvării. Oamenii au ales pocăința și Iona neînțelept s-a mâniat când Domnul le-a oferit darul sfânt al împăcării. Yeah! Iona, să nu uiți nici tu, că eu sunt Dumnezeu ce neobosit iubește. Știu că Dumnezeu e dreptate, dar nu înțeleg cum poate El ierta pe Cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe Iona. Cerurile declară slava lui Dumnezeu și întinderea istorisește despre lucrarea mâinilor Lui. O zi dă de știre, alte zile acest mesaj și o noapte vestește această cunoaștere altei nopți, dar fără vorbe și fără cuvinte, fără să li se audă glasul. Privește cerul albastru și norii cei pufoși, azi soarele-mi zâmbește și totu-i luminos. Îndată vine seara, pe cer sunt stele mii. A fost o zi și iată e noaptea cu copii. De unde au venit toate și cine le-a creat? Și cine poate spune ce rol au de jucat? De unde au venit toate și cine le-a creat? Și cine poate spune ce rol au de jucat? Merg să întreb pe mama, ea sigur va afla. Și ea deschide o carte, privește Biblia. Și mama îmi citește cum Domnul a creat și soarele și luna și cerul înstelat. De unde au venit toate și cine? Animalele sau toate soiurile de păsări nu pot să spună în cuvinte cine le-a desenat atât de minunat. Vedem mâna Creatorului în frumusețea, ordinea și rolul pe care l-au fiecare în universul lui Dumnezeu. De astăzi eu știu.
folosi ca pe un împărat. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Frații săi mai mari pe Iosif l-au luat, l-au vândut ca rob în Egipt la Potifar. Credincioșie Iosif a lucrat, dar a fost trădat și-n temniță aruncat. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Chiar și-n închisoare Iosif a rămas, credincios și tare la fiecare pas. Dincolo de ziduri Domnul îl privea și prin faraon o cale-i pregătea. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Că Egiptul hrană mai avea, au venit și frații să cumpere ceva. Iosif i-a primit și nu i-a condamnat, ci cu bunătate viața le-a salvat. Iosif a fost credincios Domnului în fiecare situație și a ales să facă binele chiar și atunci când a avut de suferit din cauza aceasta. Așa că fii curajos și alege mereu calea Domnului. La vremea potrivită, El te va ridica. Hai să cântăm asta împreună! Vreau să-ți povestesc despre un om al lui Dumnezeu care n-a început tocmai bine. Ascultă! Saul din Tars, un persecutor, spre Damasc se-ndrepta neiertător. Prigonea Sfinții lui Hristos, dar soarta lui s-a întors pe dos. Când Iisus e aici, îndoiel și frici se fac mici. Haideți! Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a întâlnit. Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat, aha, și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a întâlnit. Da. Să vedem ce a spus Domnul Iisus lui Saul în drum spre Damasc. Saule, de ce mă prigonești? Domnul a spus, din zările cerești. De păcat, deodată a fost convins și teama l-a cuprins. Pentru că când Iisus e aici, ce se întâmplă? Îndoiel și frici, cum? Se fac mici. O, da! Pe Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a întâlnit. Din nou! Pe Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat. Amin! Și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a întâlnit. Dar Saul n-a rămas întins la pământ. Fii atent ce a făcut. S-a ridicat de la pământ un om nou. Aleluia! În inimă și în gând, ba mai mult, tuturor pe Domnul predica cu toate.
dată, oh, da. Puterea sa. Când Iisus e aici, ce se întâmplă? Îndoiel și frici, da, se fac mici. E Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a întâlnit. E Iisus, e Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a întâlnit. Haideți toți! E Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a încă o dată și mai tare! E Iisus când l-a aflat, viața lui s-a schimbat și trecutul a părăsit când pe Hristos l-a întâlnit. Ola! Dar fii atent, s-ar putea să-l cunoști pe Saul sub un alt nume. Saul în Pavel s-a schimbat, un misionar înflăcărat a mers. Slavă Domnului! Lumii întregi a spus că viața și lumina e Iisus. Vino și tu să-L cunoști pe Cel care este Iisus Hristos, lumina lumii și viața adevărată. Zilele lui Moise ne povestesc, israeliții în pustie cum flămânzesc. Ospăți ca în Egipt, burtica cerea, iar Domnul glasul le auzea. Diste dimineață ei hrana au găsit, una luat gustos și rotunjit. Luați cât puteți și nimic mai mult, dar ei n-au ascultat, un examen căzut. Deci nu cârti, ci crede în El. Mană, burger, mană, chips, din cermană le-a trimis. Ci și noaptea au bombănit, Domnul totuși i-a hrănit. Mană dulce au mâncat, mană din cer a plouat, Domnul zi de zi s-a îndurat. La șasea zi, porție dublă au primit, odihna șaptea zi, Domnul le-a poruncit. Dar unii în loc să stea, la cule s-au plecat, și-a Domnului poruncă ne-au ascultat. Prepeliți în zbor, veneau la apus, cărniți au primit direct de sus. 40 de ani Domnul i-a hrănit, purtarea lui de grijă i-a însoțit. Deci nu cârti, ci crede în El. Mană, burger, mană, chips, din cer mană le-a trimis. Zi și noapte au bombănit, Domnul totuși i-a hrănit. Mană dulce a mâncat, mană din cer a plouat, Domnul zi de zi s-a îndurat. S-a îngrijit de Israel, Domnul ne-nsoțește și pe noi la fel. Dragostea Lui ne va copleși, zi de zi Stăpânul ne va ocroti. Deci nu cârti, ci crede în El. Mană, burger, mană, chips, din cer mană le-a trimis. Zi și noapte au bombănit, Domnul totuși i-a hrănit. Mană dulce au mâncat, mană din ce a plouat, Domnul zi de zi s-a îndurat. Mană burger, mană chips, din cer mană le-a primis. Zi și noapte au bombănit, Domnul totuși i-a hrănit. Mană dulce au mâncat, mană din cer a plouat, Domnul zi de zi s-a îndurat. Pe mare
el a pășit eroic, strigă tare: Iisus, cu tine pornim la drum, da. Multe minuni el a făcut și lumea întreagă pe el a cunoscut, cântă cu mine acum. Iisus e de neîntrecut, da. Te urmez cu tot ce sunt. Ești cel puternic, domn peste toate, neschimbat din veșnicie. Tu mereu ești cu mine, numai tu, Iisus. Ești cel puternic, domn peste toate, neschimbat din veșnicie. El a murit, dar apoi a înviat, acum în ceruri e cel ce a lumii întregi împărat. Te urmez cu tot ce sunt. Ești cel puternic, domn peste toate, neschimbat din veșnicie. Dar pe drum s-a întâlnit cu Iisus. Cinci pâinici și doi pești el avea, prânzul de acasă. Dar mii de oameni erau flămânzi, n-aveau mâncare. Domnului i-a dat tot ce avea. Puțin e mult pentru el. Mulțimea
toții mâncau suficient. Ce mare minune Domnului i-a dat tot ce avea. Puțin e mult pentru el. Dar în mâna lui e mult. Și viața ta va fi o minune. Crede în el și ai să vezi. Eram un Babilon și eu un mare demnitar. Trei prieteni buni erau la rândul lor, numiți administratori în fruntea marelui popor. A decis pe atunci marele împărat să-și facă o statuie la care toți s-au închinat. Însă a aflat că prietenii mei nu vor să se închine înaintea altor zei. Shadrach, Meshach și Abednego, de ce nu vă închinați înaintea chipului meu? Eu nu ne vom pleca, împăratul meu, pentru că nu încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Eu vorbesc în numele nostru când spun că nu ne vom pleca în fața unui monstru. Nebu atunci, plin de furie, l-a zis: veți muri cu toții dacă nu vă închinați mie. Cu Domnul înainte alegem să-L urmăm, chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm, chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Nebo atunci a poruncit să fie aruncați în cuptorul încălzit să fie executați. Dar în loc de scrum și moarte, patru oameni vii umblau prin flăcările mari încinse și aurii. Împăratul strigă: ieșiți acum afară! Cei trei erau nevătămați de-a focului gheară. Dumnezeu a fost cu ei în cuptorul încins și focul n-a avut putere de ei nu s-a atins. Domnul înainte, alegem să-L urmăm, chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm, chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Chiar dacă din foc nu ne-ar salva altor dumnezei,
nu ne vom pleca. Îi vom sluji neîncetat, El e mereu neschimbat. Vom înainte, alegem să urmăm, chiar și atunci când este greu. Cu drumul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm, chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Mai certăm pentru căsuța în care locuim, pentru bombonica pe care o mai primim, pentru tot ce am, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, pentru tot ce-i bun ce din mâna ta primesc, pentru bunătatea cu care mă înconjori. Vreau să-ți cânt recunoscător, mulțumesc. Acolo e mereu, ea mă învață frumos cum să trăiesc. Și pentru tata ce mă iubește mult, pentru cântecelul ce-mi place să-l ascult, pentru tot ce am, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, pentru tot ce-i bun ce din mâna ta primesc, pentru bunătatea cu care mă înconjori. Să-ți cânt recunoscător, mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc, oh, mulțumesc. Pentru o zi cu soare fără nori, când alerg de afară și e ușor, dar și când plouă și în casă stau ascuns, îmi citește mama și asta mi-e de ajuns. Pentru tot ce am, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, pentru tot ce-i bun ce din mâna ta primesc, pentru bunătatea cu care mă înconjori. Vreau să-ți cânt recunoscător. S-a întâmplat, voi nu vreți să credeți, dar bucuria nu mi-o veți lua. Ne mai vedem noi, ne mai vedem noi.
s-a întâmplat, voi nu veți să credeți, dar bucuria nu mi-o veți lua. De toți părăsit, pe Iisus l-am întâlnit, atunci am înțeles că Domnul m-a ales. Arate prin mine lucrările Lui, ochii mi-a deschis și inima la fel. Cel ce m-a atins e chiar El. Acum știu bine, Iisus e acela ce ochii mei ori mi-a luminat. Și bucuros când mi-a dat vedere, dar chiar mai mult El viața mi-a schimbat. Acum știu bine, Iisus e acela ce ochii mei ori mi-a luminat. Și bucuros când mi-a dat vedere, dar chiar mai mult El viața mi-a schimbat. Viața mi-a schimbat, El viața mi-a schimbat, ne mai vedem noi. La Visitoria!